Pentru lectura din această săptămână, specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung propun cartea scriitoarei iraniene Parinush Senie, Tatăl celuilalt copil. Este povestea fascinantă și bazată pe fapte reale a unui băiat iranian care nu a putut vorbi până la vârsta de 7 ani. Salvarea lui Shahab vine de la bunica lui maternă, plină de înțelepciune, răbdare și blândețe. Recomandarea Bibliotecii Municipale de săptămâna aceasta este cartea Tatăl celuilalt copil de Parinush Senie. Parinush Senie este autoarea bestsellerului Cel care mă așteaptă, roman interzis de 2 ori și cea mai vândută carte a tuturor timpurilor în Iran. Tatăl celuilalt copil îl are ca principal personaj pe Shahab. Aniversarea 20 de ani îi oferă lui Shahab prilejul să-și revadă copilăria, o perioadă marcată de conflictele provocate în familie, de refuzul lui de a vorbi și de relația tensionată cu părintele său. Povestea romanului conturează, prin ochii a 2 personaje, viața unei familii iraniene tipice din clasa de mijloc, în care fiecare suferă, într-un fel sau altul, sub povara pe care îl impune tradiția. Tatăl lui Shahab, Nasser, este convins că datoria sa față de familie se limitează la a-i asigura confortul material, ignorând nevoile afective ale soției și ale copiilor. Mariam, mama lui Shahab, este nevoită să-și sacrifice viața profesională pentru a se ocupa de casă și de cei 3 copii, iar sentimentele de neîmplinire care o macină îi umbresc viața de familie. În momentul în care muțenia lui Shahab este interpretată de adulții din jur drept simptom al deficiențelor mentale, neajunsurile existente între membrii familiei se acutizează tot mai mult. Shahab își pierde treptat încrederea în sine, ajungând la concluzia că a eșuat în datoria de fiu și că, de fapt, nu este copilul tatălui său. Într-o lume în care grija părinților pentru copii ajunge să îi îndepărteze sufletește de aceștia, romanul Tatăl celuilalt copil reamintește un lucru fără de care orice efort, oricât de bine intenționat, este în van. Să te arăți preocupat nu înseamnă să fii mâhnit ori să descoperi lipsuri și ciudățenii pe care să vrei cu orice preț să le repari, ci să arăți încredere și să te porți cu înțelegere, cu iubire, ceva atât de simplu și atât de fragil. Vă așteptăm la bibliotecă să lecturați acest roman. Cei care doresc să împrumute acest roman incitant se pot adresa specialiștilor Bibliotecii Municipale din Câmpul Lung.